Da, în sfârșit, vitele așteptate și cu Rapid. E mai dulce decât altele? Da. Toți sunt trei puncte, dar e mult mai frumos să bați Rapidul. E meciul de care aveați nevoie ca să porniți la drumul în Superliga oarecum? Vedeți că înfrângerea astăzi făcea lucrurile să fie. Da, trei puncte importante, avem multă presiune pe noi, sincer. Nu e așa de ușor cum se pare de afară. Suporterii sunt ambițioși și noi încercăm să le aducem puncte acasă când la fiecare meci, dacă se poate, știți cum este treaba. N-am fost ușor, dar le-am adus. Ce a făcut Petrolul în plus pentru această seară? În plus, cred că am făcut un joc mai simplu. Nu ne-am mai complicat atât. Că suntem și noi ambițioși ca fotbaliști și vrem să aducem un fotbal frumos la Ploiești, dar pas cu pas, nu putem să ne grăbim. E un proces, suntem o echipă nouă, antrenor nou. Tot am avut un presezon, dar știți cum e, la meci cu presiune e altceva. Cum a fost săptămâna premergătoare acestui derby, meci cu presiune? Țin cont că pe etapa trecută ați pierdut un alt derby cu altă rivală și destul de clar, 4-1. S-a simțit presiune băieții, dar toți a simțit și ambiția la băieți. S-a simțit că tot s-a trecut peste ce a fost. Dar am zis că trebuie să facem mai mult, ne-am adunat mai mult, am muncit mai mult și cred că am fost mai focusați pe noi. Cum e Mehmet Topal cu antrenorul care ai lucrat la Ploiești? Adică, nu știu, vine cu ceva nou sau altă mentalitate, vine dintr-un alt fotbal? Vine dintr-un alt fotbal și cum a fost și el un fotbalist mare. Tu, ca jucător, cred că te inspiră un pic că vrei tu să ajungi la nivelul lui și el mereu ne zice că el nu-i doar aici să fie un antrenor bun, este aici să ne ajute pe noi să devenim mari fotbaliști și să nu câștigăm mii de euro, să câștigăm milioane de euro. A existat vreo ședință după meciul cu Dinamo? Nu știu, v-a strâns la un moment dat? A fost un moment ăsta de cutitură? Simți? Nu. Cred că fiecare nu s-a uitat la el, a luat responsabilitatea lui, la ce a făcut la meciul cu Dinamo. Nu mai e chestie de tu ai greșit, e chestie de să uiți în interior, să știi tu ce poți să faci mai mult, nu mai trebuie să vorbești, că după greșeală tu automat știi ce ai făcut greșit, nu trebuie nici să zică. Adrian, ce prima ți-a avut pentru acest lucru? Poftim? Ce prima ți-a avut pentru acest lucru? Dublă. Adică dublă. Da, ți-e teamă puțin în condițiile în care aveți restanțele financiare, ți-e teamă un pic de partea asta? Nu mi-e teamă, dar eu sunt la Petrolul de 4 ani, cred că doar în 2020 am avut salariul la zi. So, e ceva normal acum. Tot noi, fotbaliștii, putem să schimbăm situația la club prin performanțele noastre. Nu trebuie să fie așa, nu? Dar așa e în România. Noi trebuie să jucăm cu salarii restante, nu? Dar nu ne plângem. Asta e. Suntem aici, suntem fotbaliști. Suntem mulțumiți că suntem fotbaliști, nu? E visul nostru. A venit să ne motiveze, a venit, ne-a dat niște cuvinte frumoase de încurajare și nu ai cum să nu vrei să duci pentru pe totul, să dai tot pe teren. Mai e un gol la Craiova, că anul trecut. Mai unul? Bun, mulțumim mult!